Autoritățile județene au prins în lista de priorități pentru 2020 mai multe investiții. Prima vizează rețeaua rutieră. Încercam și doream în acest an și trebuie să facem acest lucru. Ne-am propus două investiții majore pentru Gorj, pentru infrastructura rutieră. Prima investiție este drumul județean ce traversează localitatea Padeș. Din două considerente importante, va trebui să realizăm și să găsim sursa de finanțare, așa cum am spus, din surse de la bugetul de stat sau surse proprii atrase dintr-un credit pe care, dacă vedem că nu o să reușim să atragem aceste surse, îl vom contracta, pentru că trebuie să pregătim așa cum se cuvine și așa cum trebuie, indiferent de cine va fi la conducerea Consiliului Județean Gorj, anul 2021, bicentenarul, anul Tudor Vladimirescu, pe care l-am declarat prin hotărârea Consiliului Județean Gorj, în situația în care, așa cum am spus, guvernul nu va accepta, nu va fi de acord să ne aloce sursele financiare necesare realizării părții de infrastructură pentru acest drum județean. Autoritățile intenționează să bifeze astfel două domenii diferite, infrastructură și cultură, prin promovarea la nivel central a hotărârii care să numească anul 2021 bicentenar Tudor Vladimirescu. Noi, vreau să vă spun, în această perioadă lucrăm la un proiect de hotărâre de guvern. Am discutat cu colegii consilieri județeni și de la Partidul Național Liberal și ei au fost de acord, sau parte din ei au fost de acord, să promovăm un act normativ prin care să declarăm, sau guvernul să declare anul bicentenar, în 2021, și așa cum s-a sărbătorit și cum guvernul a intervenit în anumite localități sau județe, orașe, municipii pentru sărbătorirea centenarului, la fel să se întâmple și anul acesta, să reușim să reabilităm anumite tronsoane de drum care duc către obiectivele istorice, da, ale anului 1821. Și aici vorbim de zona Padeșului și de zona Vladimir. Cele două drumuri județene sunt de interes pentru noi, pentru Vladimir și situația în care, să spunem, valoarea proiectului este destul de mare. Drumul județean ce leagă localitatea de la Brănești, capul dealului, până la Hurezan. O să bărțim în loturi și o să găsim doar o anumită porțiune de drum ce pleacă de la Săulești, de la trecerea cu calea ferată, până la Casa Memorială Tudor Vladimirescu. Va fi un obiectiv care va fi vizitat, un obiectiv în care vor avea loc anumite manifestări și cei care vor merge către acest obiectiv trebuie să meargă în condiții bune în anul 2021, pe parcursul tuturor anului 2021, astfel încât noi ca județ, noi ca zonă să nu ne facem de rușine. În privința amenajării unui muzeu Tudor Vladimirescu, lucrurile sunt încă neclare.